Și a venit ursul pe la 1:30 noaptea. A auzit... E același câine legat cu același lanț, care oricum e ruginit. Cetate din care cavalerii teutoni apărau drumul. Gata, începem o nouă aventură de aici, de la Casa Bunicii, același punct de plecare. Același punct de plecare ca și până acum. Plecăm de la Casa Bunicii. Dacă ieri am fost acolo pe chei și am ajuns la râul Dâmbovița, de data aceasta vrem să vizităm o cetate. Cetatea de la podul satului, podul Dâmboviței, care se numește Cetatea Oratia. O să ieșim în drumul național, trecem pe acolo prin spatele casei, pe sus de tot. Trecem și pe lângă casa memorială Paul Everac, care a fost un scriitor, un dramaturg, un compozitor de piese de teatru, compozitor sau cum se spune, fostul director al televiziunii române și un iubitor al acestui sat, al acestui loc. O să vă arătăm și sculpturile lui pe drum, foarte frumoase, Nunta Zamfirei, s-a inspirat foarte mult din folclor și a sculptat. Și haideți să mergem la cetate, da? Deci cetatea Oratia, construită de cavalerii teutoni. Nu mai știu exact în ce an a fost construită, dar o să vă las în, o să vă scriu acolo jos când editez filmulețul. Haideți să plecăm, trebuie să luăm toți copiii în mașini. Suntem cu două mașini de data aceasta. Aici este locul unde s-a întâmplat toată distracția aseară. Focul de tabără, s-au distrat copiii, au avut petrecere. Da, tati? Ești gata de petrecere, de traseu? Da. Mergem la cetate, da? Da. Hai de la cetate. Și aici pe partea stângă, sus în deal, este casa memorială Paul Everac, de unde încep și statuile făcute de el. Chiar la ieșirea din podul, din satul, podul Dâmboviței, către Brașov, față avem pe Manole și pe Ana, zidită în zid, dar este lângă zid. Este în memoria, lui Manole. Celor care au construit biserica de la mănăstirea de la Curtea de Argeș. Aici, pe partea stângă, avem Nunta Zamfirei, dar din păcate primarul și nimeni. Nu le-a mai refăcut nimeni. Da, nu le-au mai refăcut, erau vopsite alb, imaculat, foarte frumos. Da, Nunta Zamfirei. Ce? Mai repede pe curbe, că îți place ție? Aolea. Hai mă, la copii le place, în loc de obicei copiilor li se face rău când mergem cu mașina pe curbe, nu la ai noștri, dar ai noștri sunt invers, vor mai repede prin curbe. Nu mergem, mă Ioane, foarte repede. Accelerăm! Nu, tati, că e periculos, nu trebuie să mergem cu viteză. Știu că vă place cu viteză prin curbe, dar nu e frumos, nu e bine. Nu e bine nici pentru voi, nici pentru mașină, încă, nici da? Pentru trafic. Oricum și încet tot o fi. Ce de case s-au construit pe aici, pe marginea drumului. Doamne, ce de sunt. Cum vă place? Unde v-am adus? Am oprit la viewpoint. Viewpointul. Tot acolo jos este satul podul Dâmboviței și noi stăm acolo, vedeți intrarea către chei? Acolo am fost ieri și ne-am plimbat, căsuța noastră este în vale acolo jos și de aici se vede tot satul podul Dâmboviței, valea podul Dâmboviței și coborâm la cetate, cetate din care cavalerii teutoni apărau drumul carelor să nu fie atacate de tâlhari, de haiduci. Cetatea este acolo jos undeva, o să mergem imediat și la ea, Ștefan, ești curios, nu-i așa? Da, numai veneau, deci veneau haiducii și atacau toate carele care treceau cu marfă. Dad, I remember us being down there. Da? I remember us being down there. Păi da, dar am fost undeva mai la dreapta. Da. Haideți să începem coborârea, copii. Ce ziceți? Sunteți entuziasmați că mergem la cetate? Nu prea. Nu prea? Mai am văzut o dată. Tu ai mai văzut-o o dată, într-adevăr. Toți copiii au mai văzut-o o dată, dar sunt sigur că voi nu ați văzut-o
pentru că mulți turiști nu știu de ea, dar vă arătăm noi acum. Cetatea Oratia. Unde a venit ursul? Ursul, uite în sat aici. A, sub Oratia a venit sau unde? Păi noi suntem pe Colea, pe lângă poliție. Da. Pe lângă poliție. Da. Și a venit ursul pe la 1:30 noaptea. A auzit doamnele alea de la Olt. Da. A sunat-o pe busiuaca, pe una da. De Colea. Și n-a vrut să ne sune la telefon, că avea telefonul. Și n-a vrut să ne sune să ne ducem să scăpăm porcii. Aoleu, și a luat cât? Toți i-a luat sau câți i-a luat? Avea porcii de... Păi nu, dar ursul când ia, ia pe toți, îi omoară. Păi chiar dacă nu ia, îi omoară pe toți. Face șat. Face șat. Da. Mai luat, mai duce. Îi duce târâș și îi lasă. Și unde a venit? Aici, sub Oratie. Lângă poliție, jos. Da, da, da. Lângă Magdalena. Ia uzi. Când ne întoarcem de la cetate? Să rămână. Să rămână. Păi n-aveți de unde, că dacă am plecat de mult... Mă duc, fug după copii. Duceți-vă. Să vă uitați acolo. E, știu, cum să nu. Da, da, sunt stânci. Opa, așa, uitați cetatea. Aolo, 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 aolo. Nu mă mai țin picioarele să alerg. Ia uite-l pe Ion, a ajuns jos, Ion, de tot la cetate. Poze, Instagram, Snapchat, poze, poze, frumoase. Adevărul că avem niște fete domnișoare așa. Avem niște domnișoare așa frumoase, e și păcat să nu le facem poze. Nu mă dă? Să ne blurezi după aia. Da. Ia uite, mai avem un pic și ajungem, acolo sus oprește toată lumea, face 3 poze. Dar nu coboară nimeni, ne-a promis prefectura că face scărpă aici, că amenajează. A, da, a făcut, a lăsat mărăcinii și ciulinii, n-au făcut nimic. Dar mai bine că n-au făcut, că nu vine lume să distrugă, știi? E mai bine că n-au făcut, Matei, serios. Că dacă făceau scări, veneau foarte mulți și distrugeau efectiv totul de aici. Și asta e frumusețea când vii la munte, să mergi pe cărare, nu pe scări, pe asfalt și pe beton. Că parcă văd că pun pavele și borduri și pe aici, până la cetate, cum ar fi? Copiii au ajuns deja înaintea noastră, au fugit. Tot ce vedeți aici, totul este amenajat de Paul Everac. V-am spus, inclusiv bolovanii, cum sunt așezați. Totul, totul este făcut de el din fonduri proprii. Și acum intrăm la cetate să vedem ce comori găsim aici. Frăguțe nu mai găsim cu siguranță că s-au trecut. A, uite o floricică de frăguță. Deci tot s-ar putea să avem șanse de frăguțe. Eu mă uit și după frăguțe, după zmeură. Astea sunt comorile care mă interesează pe mine. Nu-i așa, Ica? Aceasta este... Nu era aici gaura asta? Da, da. Nu era așa de mare. Hai mai prin față că-ți mă răcim rău. Păi da, noi mergem. Aveți grijă să n-alunecați, da, fetele? Noi mergem pe intrarea către cetate, intrarea principală. Au găsit un șarpe amici. Au găsit un șarpe? Aoleu. Ii sunt năpârci pe aici, trebuie să aveți grijă. Dacă veniți la munte, e sezonul năpârcilor. Și am ajuns! E foarte! Acolo am auzit niște clopoței de șarpe. Clopoței de șarpe? Eu acum merg pe zidul cetății. Uitați, cetatea, dar din păcate nu mai are nimeni grijă de ea și e foarte păcat. E chiar păcat că nu are grijă. O, una mare! Ia uitați, tu auziți cum gâfâi. Copiii au intrat pe aici, pe dedesubt. Da? Și acolo avem în depărtare pe Diana și mașinile parcate. Și haide să mergem și pe zidul celălalt, să vedem. Uite acolo, zidul din față. Să vedem ce găsim și acolo. Mai poți? Ah. Ce-am alergat după ăștia mici.
Unde au găsit, mă, șarpele? Aveți grijă pe zid, că e abrupt. Nu vă urcați acolo, nu vă împingeți. Aveți grijă. Ce zici, mă, Ioane? Hai, bagă un strigăte războinic. Păi nu e pe aici, stai că trebuie să ajungă mai întâi. Suntem sus, ia uite, ia uite ce abrupt e. Hău, noi de obicei veneam de acolo, se cheamă drumul Suboratie, pe Suboratie, care duce până în sat. Era un drum vechi de căruțe, acum cred că e și asfaltat după câte văd. Și toată zona, foarte frumos. Brazi, suntem mai sus decât vârful Brazilor. V-am spus, acolo este vârf muntele Ghimbav și în spatele lui este vârful Păpușa și ajungem la Câmpul Lung, dacă mergem așa peste munți. Foarte frumos. Cum vă place? Cum îți place, Daria? E frumoasă zona? Da? Aha. Uite, acolo e un perete de cățărări. Cum e, Matei? Îți place? E mișto aici? E frumos? E mișto, da. E frumos, vrea să, nu? Vedem păpușa, dar nu se vede. Nu se vede păpușa, că e după Ghimbav. Da, vedem doar Ghimbavul. Vedem doar Ghimbavul și Valea Cheii și Podul Dâmboviței. Uite, mă, uite ce comunitate aici. De oameni, vezi cum se făceau, să puneau casele. Am câștigat, sunt finis. Vedeți? Mergeți acum, aveți fiecare, vă luați câte o sabie și vă credeți cavaler. Apărați cetatea. Nu? Trebuie să apărăm cetatea de invadatori. Lăcustele sunt invadatorii și noi suntem cavalerii. Ce faceți, mă, voi? Nu veniți pe aici, a? Voi aveți drumul vostru. Unde mergem? Zicem unde să mai mergem, să ne mai plimbăm puțin. Păi mai coborâm aici, la zidurile alea. Așa? În spate? Da. Ala, ăsta aici, la stânca. Cine nu vrea să meargă pe jos? Deci propunem să coborâm pe jos în sat și să mergem pe jos în sat. Problema e că avem mașinile acolo sus și cheile de la cabană sunt în mașină. Cum facem? Cine se duce să ia cheile de la cabană, din mașină, ca să putem să intrăm în cabană dacă mergem pe jos? Oricum, suntem blocați aici, facem o pauză de apă, de hidratare, da? Ai găsit o lăcustă? Ia! Cum e? Arată-mi și mie, dă-i drumul. Așa, mă, lăcustica. Are doar un picior, vezi? Un picior și s-a rupt. Curajoasa mea, te-ai jucat și cu greiere și cu lăcustă. Bravo, tati. Frumoși copii. Cum se bucură ei de natură. Hey, Ioan are o idee, okay. Spune-ne ideea. O să facem echipe de 3 oameni și jumătate de echipe se duc jos și jumătate se duc în mașină, dacă vreau. Am înțeles, deci cine vrea cu mașina se întoarce cu mașina. Cine vrea pe jos, merge pe jos. Voi ce vreți? Pe jos! Cu mașina și Ion vrea pe jos. Deci cine vrea pe jos, mergem pe jos. Cine vrea cu mașina, merge cu mașina. Și gata, că avem mașini, avem șoferi, avem de toate. Da, cine se duce la mașină, îi dau cheia mea de mașină, să aibă cheia de la cabană. Să poată să intre în cabană și după aia ne întoarcem și luăm și mașina mea de acolo de sus. Suntem chiar sub liniile de înaltă tensiune care vin de la Vidraru. De unde ori veni liniile astea? De la Vidraru sau de la Voina? Și se duc la Brașov. Și avem pericol de electrocutare și noi trecem pe sub linii. 400 de mii de wați? Doar atât? Păi da, noi vrem mai mult! Cum ai... ce ai simțit la păr? Ne-a sărit toată coaja din cap, mi-a rămas decât firul curat. Cum ai face, Florin? Că a urcat firul, bagă, bagă, bagă. Până aici? Gata, noi curajoșii mergem pe jos către cabană. O parte dintre copii au plecat cu mașina.
și le-am dat cheile de la mașina. Noi abandonăm, deci noi abandonăm mașina noastră aici, Ioane. Nu mai avem mașină să ne întoarcem în Anglia. Okay. Că o lăsăm aici în parcare. Mergem și vă arătăm și drumul pe sub Oratie, de acolo, de unde a venit ursul. Zilele acestea, ați văzut ce ne-a spus doamna care vindea și care locuiește acolo jos. Vedem și unde a venit ursul, poate ne mai întâlnim și cu localnici, să întrebăm mai multe. Aici este și o cruce, care, să vedem ce scrie pe ea, că nu mai țin minte, este o cruce foarte veche. Sincer, nu înțeleg nimic din ce scrie pe ea. Dacă înțelegeți voi, citiți-ne și nouă, facem și un screenshot. Kicin! Screenshot. Haide, gașcă! Haide, gașcă! E același câine legat cu același lanț, care oricum e ruginit. Și sperăm să nu scape. Ce faci, câine? Nu e ursul, suntem noi. Da, oamenii de aici au mulți câini pentru că vine ursul, n-au ce să facă. Uite, ea sunt liberi. Nu vin la noi. Hai că dacă trecem ușor pe lângă ei, nu vin la noi, dar le e frică a oamenii câini că vine ursul, n-au ce să facă. De oameni. Asta e drumul ăla despre noi de regă, nu? Poftim? Da, ăsta e ăla din stradă, drumul pe sub Oratie. Poftim? Parcă pe aici se ridică, am început un câine. Nu, mai în jos un pic. Putem să o luăm și pe sub linii direct. Să mergem da dreptul, să o tăiem. Nu. Pe sub linii, dacă vreți. Mergem stradală. Sau mergem pe asfalt. Uite, au făcut, aici era drum de la de țară, mergeai, da. Fonduri europene, băi. Și-au asfaltat. Au asfaltat până la cetate. Tu cântai la frunză pe vremuri. Da, cântam. Cântam la frunză de salcâm. Ia să vedem. Mai știi? Nu prea mai știu. Dar trebuie udată cumva? Nu mai cred. Ia. Aolo, ăsta e... Nu se poate numi concert. Am ajuns la, coborând pe sub Oratie, am găsit tabăra Oratia. Am dat ceva, cu pârâu și facem o pauză aici la... Cum se cheamă ăla? Cum se cheamă? Uite acolo, e de-aia, troiță. Ia uite-l pe Ion, ce faci, tati? Admir priveliștea de acolo, din iarbă? Dar ce faci acolo? Faci pauză la umbră, da? Bravo! Ce ai găsit? Tai iarbă. Și avem și un pârâiaș care vine de sus, de la cetate, pârâiașul ăsta. Și acolo, iau o căsuță așa pe râu, pe malul apei, foarte frumos. Trebuie să-i dăm zarzăre lui Ion să încerce, că n-a mai mâncat până acum. Am furat zarzăre. Ia, Ioane, cum gustă zarzăra? Cum e? Ia-o pe aia coaptă. Hai, mănâncă! Cum gustă zarzăra? Nu-ți place? Hai, mă, tati! E dulce acrișoară, uite. Nu e dulce, e doar acru. E doar acru, nu e dulce, e doar acru. Bă, deci câte zarzăre mâncam când eram mic? Vai, în loc de... Mâncam în loc de masa. În loc de masa de prânz mâncam zarzăre. Îmi plac, iau coaptă. Dacă am fost coaptă. Doar când mâncați și mă dor obrajii așa. Doar când mănânci tu și să-ți trepezezi dinții. Ce, mă dor obrajii aici numai când mâncați. Ce bune sunt. Hai la zarzăre, hai la zarzăre. E bună zarzăra și ce mănânci? Zarzăre și mure, da? Din gard. Din copac. Și zarzăra e bună până la urmă, nu? Dar nu alea verzi. Astea coapte sunt bune. Da. Dar să nu mâncăm multe, că după aia ne doare burtica și ne pierde pofta de mâncare. Ce mai mâncăm după aia? Mâncăm mămăligă. Ce mâncăm azi? Ce ai chef să mâncăm azi? Paste. Paste? Facem paste, da? Okidoki. Cine fură zarzăre? Elena! Am prins hoții la zarzăre! Acasă.
suntem la pod. La Periș sunteți voi, noi suntem la pod. Mâine dimineață plecăm spre Sighișoara. Mâine dimineață plecăm spre Sighișoara, vrem să mergem până la Sighișoara. La Sighișoara, nu știu, o noapte în principiu, după aia vrem o noapte în principiu. Și după aia vrem să plecăm către Sibiu, Transfăgărășan, să coborâm pe partea aia, știi? Pe la Curtea de Argeș, cu rulota, da, și eventual să oprim la Curtea. Iar mă sună Uță. Ia să vorbim pe cameră. Da, Uță. Corect, să nu apară filmarea ta. Sper să mă plumez. Încă avem bună dispoziție. I-a venit zâmbetul lui Ionic. Ți-a venit zâmbetul, tati, că eu nu te văd. Un pic. Un pic? E mai bine așa în cârcă la tati, da? Păi și zmeură cine culege? Culești tu? Da. Ce spunem? Vă mulțumim că ne-ați urmărit și de data aceasta. Da. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Bye! Vă pupăm! Nu uitați să vă abonați! Pa, pa! See you next one! Bye! Dă-mi și mie una, dă-mi și mie una mai sărat așa, nu? Ia uite-te, Alica. Un pic mai sărat așa. Ia vezi, pasta sau pasta? Alea două sunt mai sărate? Este. Uite, dă-mi eu pasta. Ce mai ai, Tălica, aici? Siropuri? Nu, că am luat siropuri, am luat de la... Am luat de la Nora lui Moni sirop. Da? De acolo, de la Dâmbovicioara. Da? Da. De brad, de cătină și dulceață, văd, de căpșuni sau de ce e aia, de zmeură? Da, da, căpșuni. Ciuică? Nu beau, că sunt cu mașina, conduc. Să rămână mult. Cârnăciori vă dau să gustați? Nu, vreau, dă-mi un pic să gust așa de poftă. Dă-mi un pic de poftă să gust așa. Da? Ia, stai să las brânzica aici. Păi știu că sunt bun, da? Nu ne omorâm noi cu cârnații. Noi suntem mai pe legume vara, mai pe roșii. Mmm, foarte gustos. Da, foarte bun. Foarte gustos. 10 lei sirul. Nu, că nu vreau. Vede așa, 10 lei. Nu vreau să rămână mult. Noi suntem pe legume, castraveți, roșii și brânză. Atâta mâncăm noi vara. Așa trebuie. Păi da, mai ținem și la, mai ținem și la siluetă. Hai, Doamne ajută, multă sănătate. Sănătate multă sănătate, să rămână. Sănătate.